Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție emisiunii de Inactualitate. Așa cum vă anunțam, deja călătorim prin Sicilia, datorită generozității invitatului meu, co-moderator, aș putea să spună, co-realizator al emisiunilor pe care le facem împreună, profesorul Radu Alexandrescu. Domnia sa cu multă generozitate, în urma multelor călătorii și a informațiilor pe care le culege cu ochi avizat, cu mintea avizată de călător, vine să le împărtășească celor care sunt telespectatori fideli ai postului de televiziune Vâlcea 1 a emisiunii de Inactualitate. Bună seara, bine ați revenit, domnule profesor, vă mulțumim că sunteți încă o dată alături de noi pentru a putea să, poate chiar să deschidem gustul pentru călătorii în Sicilia unor oameni care se pregătesc de vacanță. Vă mulțumesc pentru prezentare, dar în același timp trebuie să vă spun că mai degrabă publicul care ne urmărește de dovadă de generozitate, urmărindu-ne cu atenție de atâția ani și sperăm că am intrat cel puțin pe o nișă în mentalul colectiv. Pentru mine, ca profesor de limba engleză, crescut aici în Râmnicu Vâlcea, este o datorie față de comunitatea care mi-a dorit copii atât de deștepți, copii atât de dotați, că să mă simt realizat. Deci, datoria mea față de comunitatea din Vâlcea nu se va stinge niciodată, nici măcar cu aceste emisiuni. Mai am încă multe de făcut pentru vâlceni. Dar ne bucurăm și vă dorim succes. Mulțumesc. Să ne întoarcem în Sicilia și la călătoriile dumneavoastră, numeroase și diverse, aș putea să spună. Dacă îmi permiteți, înainte de a începe, de a face o introducere în Sicilia, câte locuri de pe planetă v-au rămas nevizitate? Cred că așa, din punctele de interes, maxim 2 sau 3, Groenlanda, Peru, cam pe aici și probabil le voi parcurge în anii viitor, dacă o să fim sănătoși. Niciodată nu trebuie să-ți dorești prea mult, dar cred că este bine, cum spune și dumneavoastră, discuțiile noastre preliminare, ca la emisiunile pe care le realizăm împreună, să lăsăm lucrurile să decurgă natural, să muncim, să fim sănătoși, să merităm să ajungem acolo și cu siguranță că se va întâmpla. Și pentru cei care trăiesc în Vâlcea și pentru cei care trăiesc în România și au această disponibilitate de a lucra zi lumină, visele pot să devină realitate. Cu siguranță. Ați fost de curând în Sicilia. Acum, sigur că nu telespectatorii au niște etichete pe urmele mafiei, pe urmele lui Arhimed de la Siracuza, să vedeți Etna, sau pe urmele lui Nicolae Bălcescu. Eu cred că ați adunat câte ceva din toate acestea. Cred că pentru a merge în Sicilia ar trebui să ai mai degrabă la îndemână un chevalet, foarte multe culori, fiindcă, vedeți, culorile acolo se schimbă din oră în oră. Să ai disponibilitatea să scrii câte un eseu la fiecare colț de stradă, să ai disponibilitatea să gusti din toate mâncărurile pământului cu consecințele de rigoare. Este o zonă atât de interesantă, o zonă conglomerată, o zonă care poartă un record, țara cea mai cucerită din lume. Păi, să ne gândim că acolo au venit fenicienii, romanii, grecii, apoi au venit francezi, au venit portughezii, au venit și francezii de pe vremea lui Napoleon, deci nu numai în perioada normandă, nu? Pe urmă, Imperiul Habsburgic a mușcat iarăși o parte din Sicilia, deci dacă zona este potrivită pentru turism în general, cred că este și locul ideal pentru un istoric al artelor. Este o zonă unde se pot face foarte multe studii comparate de artă, nu? Studii aprofundate de istorie, de arheologie. Pentru biet filolog, cum sunt eu și cum îmi place să mă definesc, cred că Sicilia este un amestec de culori, este un amestec de parfumuri delicate ale civilizației,
este un cor de voci, din nou, în cel puțin 20-30 de limbi de circulație, mă rog, sau locală, să zicem, un cor de voci care se propagă din albastru mării mediterane spre cer, spre un cer deschis acum 2000 de ani, de unde coborau zeii nemiloși, zeii imprevizibili, zeii care erau jertfe umane, zeii care primau vieții cotidiene din acea vreme, un fel de hazard, nu? Și atunci, probabil că întrebările care au frământat istoricii și oamenii de știință atâția ani au fost de genul, cine sunt acești zei? De unde au venit? De ce s-au întors în secolul al IV-lea când a apărut creștinismul, nu? Cum a arătat rasa umană, care a fost dezvoltarea lor antropologică, care a fost media de viață, nu? Sunt niște întrebări încă la care se încearcă răspunsuri pe Discovery, pe Science Channel, așa, pe mai multe canale interesante, National Geographic, nu? Pe care tinerii cu siguranță că le urmăresc. În sfârșit, cred că este o ladă de zestre a umanității. Antici o numeau o scoică de aur. Nu? Sicilia. Dar de fapt Sicilia este așa un fel de triunghi, trinacria, cum spun ei, un triunghi decupat din Africa și pus în mijlocul Mării Mediterane. Da? Deci Marea Mediterană ascunde o istorie foarte bogată a călătoriilor. Nu? Vreau să vă spun că aproape de Sicilia a trecut nefricatul Ulise. Pe vremea anticilor, ca și pe vremea eschimoșilor din Alaska, dacă vă amintiți, problema nu era înfruntarea fizică a mărilor, fiindcă aveau destulă iscusință în a cuceri embarcațiuni. Problema lor era întâlnirea noilor entități spirituale, despre care vorbeam cu două minute înainte. Bunoară, Ulise, înainte de a ajunge în zona Siciliei, de-abia scapă de furia lui Circe, vrăjitoarea care transformă tot un animale, nu? Ulise întâlnește să vâneze niște animale care aparțineau lui Zeus. Zeus îl pune pe Poseidon să declanșeze furtune, în sfârșit. Deci ajunge aici, aproape de Scila și Caridba, exact strântoare care desparte Sicilia de Italia, trece de zona ciclopilor, se confruntă cu Polifem și până la urmă ajunge în Itaca la soția lui. În sfârșit, asta ar fi o a doua idee pe care zona o degajă așa în amintirea colectivă, călătoriile temerare. Pe acolo a trecut Alexandru cel Mare, care a ajuns tocmai în Pakistan, în India, ceva incredibil pentru vremurile respective. Dar ținând cont de mijloacele de atunci, pentru că acum nu e simplu, dar să ne punem cu mii de ani în urmă la mersul pe jos sau mersul cu caii și atât. Da, deci acestea sunt gândurile care stau așa ca într-o cutie ascunsă, în inconștient, în subconștientul călătorului. Fie că e vorba de lecturile tinereții, fie că este vorba de studiile aprofundate de la maturitate, nu? Deci mereu te aștepți când mergi pe străzile din Palermo, unde am petrecut eu primele zile, așa, să apare ceva imprevizibil la un colț de stradă, știți? Dar te pare că cele mai frumoase amintiri ale trecutului stau în moștenirea asta arhitectonică, monumentală, în ruine, care vorbesc de la sine despre vremurile apuse. În sfârșit, poate că ar trebui să spun că aici, în Sicilia, s-a spus pentru prima dată Evrica. O să amintim și în ce împrejurări. Sigur, când va veni momentul. Este bine să vă spun că aici a trăit Luigi Pirandello, un laureat al Premiului Nobel, cel care a scris celebra piesă Șase actori în căutarea unui regizor, nu? Aici s-a născut Leonardo DiCaprio, aici s-a născut Johnny Travolta. Nu? Și în sfârșit este o zonă care, dacă vreți, concentrează cele mai multe, să zicem, depozite de cultură colectivă. Nu? Spunea că este țara cea mai cucerită din lume, este țara cea mai cosmopolită din lume, este țara
care nu s-a apărat niciodată împotriva invadatorilor. Bang Lumbă Bang Serios se spune că istoria defensivă, istoria de apărare a Siciliei este strict secret. Da, ar fi momentul, poate, dacă ați mai avea poate un minut de adăugat la introducerea aceasta în Sicilia, pentru că eu v-aș asculta toată emisiunea, dar trebuie să și vedem imagini, să vedem un prim material pe care să-l comentăm. Da. Mergem la Palermo, capitala Siciliei. La Palermo mergem în zona dominată de arabi. Cum am văzut și când am prezentat Portugalia, Arabia au avut un impact asupra civilizației. Suntem la partea de intrare în Palermo, partea istorică. Avem o vedere de ansamblu a bisericii din zona centrală, Mântuirea Marcii Domnului, unde probabil că o să ne oprim câteva clipe. Este o construcție din secolul XI-lea. Reamintesc că Arabia a stat acolo între secolul VIII-lea și al XI-lea. Avem trei turnuri de apărare. Din nou, crenelurile de sus, de la ziduri, dau impresia unei fortărețe, dar de fapt clădirea este cât se poate de pașnică. Interiorul este un pic mai simplu, mai auster. Avem aici un mormânt al lui Frederic al II-lea, un rege normand. Normandii aveau această predestinație spre cultură, spre artă, spre construcții. Suntem acum în preajma clădirii numită Diza, sau în arabă El Diza, se înseamnă splendoare. Din nou, este o construcție care a fost construită după alungarea arabilor, în secolul XI, de regele lor, pe nume William cel Bun sau William al II-lea. Este cu aspect de fortăreață, dar în interior este o splendidă fântână arteziană. Aici avem ruinele primelor construcții dinaintea erei noastre. Suntem foarte aproape de parcul regal. Să nu uităm că este și o reședință regală. Din nou avem o perspectivă din vest de data asta, ceea ce arabii numeau splendoare. O clădire care vorbește de la sine de stilul maur. Dacă ar fi să ne luăm după spusele lui Goethe, această clădire, această priveliște este dintre cele mai frumoase din lume. Aici avem mănăstirea Sfânta Rozalea, care este sfânta protectoare a sicilienilor. Este un loc de pelerinaj. Superb. Avem privire apropiată a palatului Udbegio, construit tot de arabi. Pare mai degrabă o fortăreață care păzește această așezare liniștită a ce se numește zona Palermo, o zonă liniștită. Spuneam, dar o zonă care se poate de bogată în tradiții și în mirosuri exotice de mâncări, de fructe, de obiceiuri. Acum, în această clădire, este cel mai important centru IT din Sicilia. Din nou suntem în mijlocul orașului, suntem în piața Pretoriană, unde statuile sunt obiecte de controverse între femeile locale și cele din Franța, de exemplu. Aici suntem la intersecția normandă, unde am văzut câțiva regi normali, să aruncăm o privire asupra teatrului Garibaldi, marele erou, a cărui statuie se află chiar aici în prim plan. Din nou ne apropiem de o reședință regală, de data asta Palatul Normanzilor, construită în secolul al XII-lea, după venirea normanzilor. Interiorul este o combinație de artă bizantină, l-avem pe Iisus Pantocratul, pe urmă avem câteva elemente de artă renascentistă și bizantină. Este o zonă culturală unde tradițiile islamice, dar și cele creștine, sunt o armonie perfectă. Iar acum suntem în partea suculentă a orașului, suntem în suburbie, unde combinația de culori și de mirosuri te duce inevitabil spre zona restaurantelor. O să vedem numai decât că această configurație are o anumită strategie, o strategie națională, a ceea ce ei numesc industria ospitalieră. Adică te poartă prin niște zone de culori și de mirosuri atât de îmbietoare, încât singura salvare. Spui, vreau la restaurant. E o zonă, dacă vreți, unde roșiile și mirodeniile arabe fac cu ochiul peștelui proaspăt scos din mare.
Este un loc pe un perimetru așa de stradă lungă, lată de 6 metri, unde poți să mănânci o caracatiță proaspătă și unde la capătul căreia, mă rog, proprietarii te așteaptă cu zâmbetul gata pregătit. Suntem la Teatrul del Popi, adică Teatrul de Păpuși, unde un soldat francez încearcă să se laude cu faptele sale de arme unei tinere normande. Prin planul este luat aici de o fată maură, arabă, care pare a fi greu de convins, mai mult cred că au ajuns deja într-un impas lingvistic și limbajul corporal spune de la sine că mesajul se lovește de o barieră greu de trecut. Acest frumos apus de soare duce într-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Suntem la Monreale, aproape de Palermo, unde vedem El Domo, catedrala construită de normanzi după alungarea arabilor. Dar Mergi pe cu niște... influențe ale Absolut, absolut. artei arabe, Mergi pe niște arhitecturii. străuțe din astea medievale și din nou ne mirăm de ce iubesc străinii Sibiul și Brașovul sau Sighișoara, nu? Din nou, frontispiciu este imprimat cu motive islamice. Iar interiorul, o să vedem, este artă bizantină combinată cu artă islamică. O privire este greu de acceptat de ortodox, de exemplu, dar acolo unde sunt multe națiuni, este și o oarecare toleranță, o toleranță care îți o dă și un nivel de trai cât de cât bun. Fiindcă se spune că Sicilia este săracă, dar nu este atât de săracă încât să nu te bucuri de viață dacă muncești, nu? Turnurile care dau impresia unei metereze, o vedere de sus a frumosului domn care spunea că poartă acest dar al unicității, fiindcă având pe Iisus Pantocratul sau Iisus Atotputernicul în prim plan, avem posibilitatea să urmărim nici mai puțin de 8.000 pătrați de frește din Biblie, începând cu nașterea Domnului până la drumul crucii, drumul Golgotei. Este un loc de încântare pentru turiști din toată lumea și este un punct de mare atracție în Sicilia. Deci, pentru toți călătorii avizați, Catedrala din Monreale este un punct de referință. Zona de mare atracție este acest tavan policron care ne amintește de orașul interzis pe care l-am văzut acum Da. câți ani, acum 2 sau 3 ani. Cred că deja Jos trei. este marmură și safir, iar aici avem un alt unghi. Undeva în centru este crucea latină care s-a impus de-a lungul mileniilor în credința italienilor. Vă amintesc că Sicilia este o provincie autonomă din 1860 și are statutul de republică cumva independentă sau lor le-ar place să se considere, mă rog, separați de Italia. Bine, cred că abia am pășit în Sicilia și deja se nasc foarte multe întrebări. Am ieșit din Palermo, prin Da. Monreale. Cum încheiem această primă parte? Pentru că am foarte multe întrebări și am nedumeriri și curiozități pe care cred că le au și telespectatorii mei. Cred că o primă concluzie ar fi că partea de vest este zona arabică, partea centrală este grecească. Aici avem monumente grecești din perioada Greciei Mari, nu? Și partea de răsărit, partea aproape de Italia, este pur italiană sau romană, de Cea mai moștenire nouă. romană, este cea mai nouă. Deci, o prima impresie după primul calup video, să-i spunem, este că avem de-a face cu o țară pe cât de frumoasă, pe atât de colorată, o țară care atrage milioane de turiști în fiecare an și o țară care trăiește din ceea ce ei numesc industrie ospitalieră. Și când mă gândesc la această formulare, sigur că vorbesc și de personalul de hoteluri, nu, care au un comportament cu totul și cu totul special, fiindcă, vedeți, dumneavoastră, Sicilia nu beneficiază de resurse prea mari. Au și ei niște sulf, au niște gaz pe care, bineînțeles, că le exploatează americanii,
au în schimb industria turistică. Și atunci, fie că vorbești de hotel, fie că vorbești de prăvălii, fie că vorbești de aceste locuri strategice care te atrag așa într-o cursă greu de ieșit din această cursă, dar nu trebuie neapărat să fii gurmand ca să ajungi acolo și să bagi mâna în buzunar, să le, mă rog, ridici cumva produsul național. Deci industria ospitalieră produce cei mai mulți bani în Sicilia. Cu această concluzie primă, încheiem și prima parte a emisiunii, revenim în câteva minute. Din nou în direct, vă reamintesc invitatul meu, alături de care călătorim prin Sicilia, este profesorul Radu Alexandrescu. Domnule profesor, toată pauza m-am abținut să vă întreb, dar m-am gândit ce mâncăruri extraordinare sunt, pentru că aromele așa doar le-am putut vedea și ne-am putut imagina cum sunt ele. Sigur că cel mai la îndemână este peștele, hrana marină, care îi se face indirect reclamă acolo pe străzi. Dar nu întâmplător am asistat la câteva aspecte pe care le comentam chiar în pauză, un fel de arhitectură mozaic, nu? Vedem bunoară stil islamic, stil bizantin, stil normand, nu? Stil latin, în sfârșit. Cred că putem vorbi la fel de bine și despre un meniu mozaic. Mi-amintesc că pe una din străzile din Palermo am văzut pe cineva foarte pitoresc mâncând o vânătă deschisă, coaptă la cuptor, care avea ardei, usturoi, bucăți de roșii, da, boia foarte multă, înțelegeți? Și aceasta este cea mai populară mâncare din zonă. Vânăta coaptă cu... Vânăta coaptă, da. Cu diverse ingrediente în interior. Este mâncarea tradițională arabă pe care o caută cei mai mulți turiști acolo. Doar că acest personaj apărea pe stradă la o oră relativ silențioasă, ora 4 după amiază, duminica, și se uită încă pe străzile din Palermo, pe care tocmai le-ați văzut, s-a filmat la Dolce Vita, s-a filmat divorț italian, nu? Și această doamnă vorbea la telefon, deci avea la mână vânătă, pe o mână telefonul, și vorbea atât de tare, tipic, încât puțini din localnici care au întâlnit-o îi făceau silențio, silențio. Avea efect? Da, fără niciun efect. Vorbea în dialect? Pentru că Sicilia e un dialect... Foarte bine spus. Vorbea în dialogul local și mi-am dat seama că este mama care dă instrucțiuni familiei. Cu patos. Acolo celula socială, ca să spun așa, are în vârf mama. Mama este cea care gătește paste la 20 de persoane din familie, deci clanul este condus de mamă. Și spuneam că această scenă părea decupată dintr-un film și acum mi-am amintit în ce vă povesteam despre o experiență din Italia, undeva în Florența, când un prieten italian mi-a spus că la ei pe primul loc este mama. Pe locul 2 este l'amore. Pe locul 3 este credința, iar labore numai pe locul 10. Munca pe locul 10. Deci, asta ar fi fost una dintre mâncărurile cele mai tradiționale. Bineînțeles că turiștii de obicei preferă, spuneam, peștele marin, o caracatiță făcută cu multă salată, un fel de marcipan, asta este o delicatese locală, cu specific, un fel de budincă pe nume casapa, foarte bună, foarte gustoasă. Iar în rest, dacă ai inspirație, mergi
în fața unui restaurant unde într-o vitrină sunt diverse preparate. Carne de rechin, carne de defii, carne de balenă, carne de, mă rog, scoică. Deci tu poți să-ți faci combinația. Asta este ceva fantastic. Deci ceea ce... Comanzi da, în da, funcție comanzi, de inspirația gastronomică. Da, deci un fel de bufet suedez pe stradă. În mare același lucru este valabil și la hotel. Oricum, vă aminteam de stăpânirea arabă. Arabic, după cum am văzut, i-au pus la muncă și pe portughez, nu? Mai mult decât atât, au inspirat un fel de filozofie a muncii, un respect pentru recoltă, pentru produsul finit, nu? Și din experiența popoarelor se degajă câte un proverb care spune totul despre modul lor de viață. Bunoară, pe vremea lor, sicilienii spuneau copiilor că doar cașcavalul din cursa de șoareci este gratis, pentru restul trebuie să muncești. De foarte fapt, interesant, și istoria da. Consemnează perioada arabă ca o perioadă de mare dezvoltare economică a Siciliei. Bineînțeles că sunt vinurile locale, este vinul de Catania, care este foarte bun. Italienii, vin roșu. Da, vin roșu, italienii ca aidoma francezilor, nu? Beau 3-4 vinuri în timpul mesei, este un vin dulce de deschidere, este un vin de digeste, este un vin de siestă care se bea la sfârșitul mesei. În orice caz, patronii obișnuiesc să îți aplice o reducere dacă vii a doua oară. Obiceiul ăsta este foarte practic în toată zona bazinului Mării Mediterane, nu? Deci deja devii un oaspete al casei. Iar mâncărurile sunt oarecum bine condimentate, fiindcă acolo vezi foarte multe fructe și legume de proveniență arabă. Am încercat să le traduc pe câteva, din păcate nu le-am putut găsi în dicționarele de specialitate. Este un fel de rodie pe care noi o știm, dar este rodia arabă. Este un fel de cartof, cartof arab, hranul arab, țelina arab, are alte mirosuri, alte gusturi, nu? Dacă mai adăugăm și mirodenile orientale aduse de spanioli în timpul ocupației spaniole, dacă mai adăugăm și rafinamentele franțuzești la mâncare, cu siguranță că poți să ai una dintre cele mai frumoase experiențe culinare în Sicilia. Da. O Sicilie în care te plimbi pe străzi și vezi o lume agitată, la fel cum este și spiritul popoarelor din acea parte a lumii, toată lumea vorbește agitat, pe locul 2 în statistici figurează românii, dar din păcate nu auzi nimic în limba română și o să vedem de ce atunci când o să vorbim despre un subiect care te face să ții tremure sau, mă rog, să ai fiori așa pe șirul spinării. În orice caz, pentru turistul de rând, impresia este că Sicilia poate să fie un refugiu pentru o vacanță liniștită, pentru o vacanță în grup, pentru o vacanță în doi, pentru o vacanță romantică. Experiențe culturale, culinare și istorice și... Da, da. Apropo de experiențele culturale, am fost duș undeva, fiindcă a fost vorba totuși de un seminar acolo de o zi, nu sâmbătă, duminică, am fost liberi. Am fost duș la Teatru Massimo, al doilea teatru din Italia, unde ni s-a prezentat un fel de istoric al societății din secolul XVI, XVII, XVIII, de niște tineri artiști, nu? A fost, de fapt, un adevărat tur de forță prin teatru. Mai întâi am trecut printr-o secțiune de operă, operetă, teatru, un flashback istoric, cum spuneam, al societății. Fel de fel de scene din viața aristocrației locale. În sfârșit, un fel de caleidoscop istoric foarte binevenit pentru turiști. Dominau grupurile de turiști din Franța, din Germania, mai ales foarte mulți europeni. Americani. Da. Deci, da, de fapt, americanii care vin acolo vin în primul rând pentru ceea ce comentasem noi cu câteva minute înainte, pentru mâncare, dar și pentru experiența numită Etna.
Da, acum nu știu să vorbim despre Etna sau despre Arhimede, haideți să vorbim despre Etna, pentru că este cel mai vechi vulcan activ din Europa și a făcut ca la poalele lui să fie un sol atât de mănos unde crește vița de vie din care se fac vinurile acestea bune. Începem tot cu americane. Imaginați-vă un peisaj pe care o să-l vedeți numai decât la 2000-3300 de metri, nu? Cu un teleferic care te duce pe o zonă de vreo un kilometru de lavă, lavă roșie, lavă care scoate din când în când așa cât un fel de strănut cu flăcări spre cer, așa. O lavă deasupra căruia te duci cu telefericul. Și doamna Valeria, dacă ai avut și ghinionul să citești Infernul lui Dante, cred că ai cea mai fizică impresie posibilă. Și acolo merg americani. E o convertire bună la un alt mod de viață după ce treci printr-o astfel de experiență. Deci pentru Sicilia, muntele Etna este un motiv de mândrie și de groază în același timp. Dacă ne-am orientat așa după legendă, cred că am avea ceva de învățat. Este vorba de Etna, care a fost fiica lui Hades, zeul infernului, nu? O fiică de o rară frumusețe, care la rândul ei s-a îndrăgostit de un oarecare Damon, care era muritor, nu? Și câțiva ani buni a încercat să evadeze din infern. N-a putut să-și duplice tatăl. Până la urmă a găsit un șiretlic și a ieșit din infern, dar am omis să spun că la naștere a primit un fel de diamant care îl purta la gât din partea lui Hades. Nu? E, când a coborât în lumea muritorilor, l-a găsit pe frumosul Damon în brațele unei muritoare de rând, o brunetă de o frumusețe rară, nu? Și răzbunarea ei a fost atât de mare încât a luat diamantul, l-a aruncat de undeva de sus, din Olimp, fiindcă acolo suntem în zona grecească, nu? Și a apărut acest munte imens de 3300 de metri, care pur și simplu scoate foc pe nări, și care s-a răzbunat și pe sărmanul Damon. În orice caz, Vergiliu și Homer amintesc de vulcanul Etna. Trebuie să spun telespectatorilor că nu este atât de distrugător cum este Vesuviu, zona Napoli, care știm că a ras de pe fața pământului Pompeius și Herculium, două localități de apropiate. Aici o să vedeți că avem de-a face cu un zeu aproape îmblânzit, un zeu care prin mijloacele științifice moderne poate să fie cumva canalizată, da. Un zeu care în același timp spunea că inspiră groază localnicilor, fiindcă cele mai mari erupții au fost înaintea noastră prin anul 250, pe urmă 850 și ultimul prin anul 2001. Atunci s-au pus pentru prima dată în funcție cunoștințele sau expertiza mondială în materie de vulcanul și cu ajutorul exploziilor, lava s-a dirijat cumva în afara orașului. Zona este interesantă din punct de vedere turistic, acolo au apărut și primele medalioane, primele scrisuri, primele pachetiere cu lavă vulcanică, care se vând, nu? Și este o mare afacere, nu? Inutil să reamintesc că zonele unde au pătruns lava lasă un teren atât de fertil încât apare o nouă generație cu o cromatică aparte. Recoltele acolo din nou au fost spectaculoase, nu? Deci dacă vreți, muntele Etna este o îmbinare de spaimă, de mirare, de imprevizibil, dar și de pământ roditor pentru localnici. Se spune că deși aproape la 150 de ani are niște erupții mai violente, ele rupând mereu, totuși oamenii în jurul muntelui sunt foarte multe așezări umane tocmai datorită acestui sol generos care permite pomilor fructiferi, viței de vie și altor culturi să rodească din plin. Da, fiindcă dacă ești din Siracuza, după cum o să vedeți,
în imaginile care urmează, dacă ești din Siracuza, nu trebuie neapărat să le dăm acum, vezi niște livezi de migdal, vezi un albastru marin, un albastru violet, nu? Și prima senzație este că trebuie să-ți iei un bilet spre paradis. Dar foarte aproape este focul care este din vârfurile Etnos. Vedem că sunt patru mari locuri de erupție. Sunt patru vârfuri care emană această lavă. Între Hades și paradis. Da. Între infern și paradis. Deci moralul acestui comentariu ar fi că între paradis și infern, da, distanțele pot fi foarte mici uneori. De multe ori. Dar merită cu siguranță să fii la gran să le, da, vezi pe amândouă atât de aproape. Și poate că ar fi bine să spunem telespectatorilor că aici în Siracuza a trăit Arhimede, cel care a spus Evrica, dar de fapt marele lui descoperiri sunt de domeniul matematicii și desigur colegii mei de matematică pot să ne spună mai multe, dar în principiu este vorba despre raportul dintre masă și formă, ceea ce ei numesc pi în matematică. Mai mult, este vorba de o scripete pe care el l-a înființat la curtea regelui Hiero, un scripete care pune în mișcare niște blocuri uriașe de mașinile de apărare, da, ale Siracuzei. Nu, pur și simplu pune în mișcare niște blocuri de câteva zeci de tone, nu? Și aici aduce în discuție și construcția piramidelor. Se presupune că Arhimede ar fi călătorit în Egiptul antic. Nu? Mai mult decât atât, Arhimede a inventat niște oglinzi care de la distanța de 300-400 de metri dădeau foc navelor romane. Și în sfârșit, Hiero, regele pe care îl servea acest faimos om de știință al vremii, avea de furcă cu niște negustori corupți. Vedeți, și pe vremea aia se vorbea despre corupție, care doreau niște vase de aur, dar aveau niște substituenți care imitau aurul. Era un fel de argint aurit. Și Arhimede a descoperit, mă rog, prin niște combinații, care este procentajul de, să zicem, aur din aliaj. Da. Și atunci când a descoperit, a strigat Evrica. Și așa a apărut Evrica pentru restul omenirii. E foarte interesant că, așa ca orice om de știință care se respectă, a fost omorât de un soldat roman în timp ce el desena pe nisip alte formule matematice. Da. E dureroasă această pildă. Da, ar mai fi de adăugat că, mă rog, cu toate că până la urmă a fost executat de câte romani, s-au respectat toate onorurile militare. Deci, romanii au prețuit foarte mult invențiile lui. În acea perioadă, ca și astăzi, nu? Inteligența care te ajută să fii învingător, să te aperi, să ai bunăstare, întotdeauna e prețuită, chiar dacă de multe ori pe cel care o creează îl ucizi. Cu siguranță. Oricum, sunt niște vremuri apuse, niște vremuri care te urmăresc așa, ca un fel de fantomă, cu fiecare pas pe care îl faci. Acum, al doilea material are 10 minute și nu putem să-l vedem acum până la pauza publicitară și ca să nu-l segmentăm. V-aș mai provoca puțin să vorbim despre Arhimede, despre Siracuza și despre impresiile siciliene, da. Ca la începutul primei părți să dăm materialul, că altfel îl segmentăm. Da. Ar fi de spus că în imaginile noastre o să vedem probabil niște stâlpi ionici, dorici, corintici în variante originale. Gândiți-vă câte mii de ani au trecut de atunci, ce amar de timp, nu? Și cum pot fi descoperite aceste comori. De fapt, toată Sicilia, trebuie să vă spun, din 1972, a trecut sub umbrela UNESCO. Deci, toate aceste monumente pe care le-ați văzut dumneavoastră sunt protejate de fondurile UNESCO. Și dacă Italia este cel mai mare muzeu deschis al omenirii, Sicilia este poate cel mai mare muzeu multicultural al omenirii, nu? Și dacă ar fi să vă spun o părere personală despre popoarele, mă rog, despre greci, despre romani, despre aceste două popoare, cu siguranță că v-aș spune că aceste două popoare, prin ceea ce au lăsat posteriorității,
au un fel de ADN comun pe care scrie creator de geniu. Deci sunt două focare ale civilizației mondiale. Sunt care au influențat de fapt tot ce a urmat în umanitate. Acum, vorbind cu dumneavoastră, parcurgând anii de referință în istoria civilizațiilor, cu siguranță că telespectatorii, ca și noi, au niște puncte de referință. Ce se întâmpla pe vremea asta în China? Ce făceau chinezii pe vremea asta? Cum evoluau, de exemplu, popoarele nordice pe vremea asta, nu? Ce se întâmpla, de exemplu, Spania, când chinezii construiau palatul interzis în secolul XIV, nu? Deci respectatorii sunt liberi să facă conexiuni și să vadă cam care este gradul de evoluție și care este ritmul de dezvoltare al omenirii, nu? De multe ori stai și te întreb dacă n-ai făcut parte dintr-un mare imperiu, dacă noi români am lăsat ceva decisiv în aceste trepte de urcare spre civilizația umană. Cu siguranță că nu ne putem lăuda cu lucruri atât de spectaculoase, dar dacă vorbim despre geniile românești, despre un Brâncuș, despre Coandă, nu? Întotdeauna când mă duc la muzeul de aeronautică din Smithsonian, din Washington, mă cutremur când văd numele lui Coandă, chiar dacă nu este la un loc de cinste, nu? Că, dar este acolo, da, în istoria evoluției. Da. Vezi, cu ocazia expoziției din Paris, de exemplu, în 1910, că acest Coandă a fost unic în felul lui și că la primele sale zboruri au venit mulți profesori din universitățile engleze și au confirmat zborul. Pe de altă parte, vin alții care neagă și spun că și-ar fi rupt câțiva dinți la primele zboruri, așa că au curiozitat. Oricum, avem un cuvânt greu de spus în dezvoltarea omenirii. Cert este că prin 1930 englezii aduc un oarecare Wright, care spune că, mă rog, el ar fi de părintele avionului cu o reacție. Pe urmă, cu 10 ani mai târziu, în America apare un oarecare Goddard, fost profesor de muzică, care spune că el este părintele avionului cu reacție. El a mers pe combustibil lichid. În sfârșit, adevărul este undeva la mijloc. Cert este că România a fost în mijlocul evenimentelor. Cert este că am avut și noi un cuvânt greu de spus. Domnule profesor, închei cu două secunde. Dacă îmi dați cu momentul în care Titulescu, Coandă și Gogu Constantinescu, părintele solicității din Muzeul de Științe din Londra, se întâlneau la Bristol, unde locuia ultimul, și că se spune că acolo cei trei români discutau soarta omenirii. N-ai cum să nu te mândrești cu românii. Și să nu te cutremuri. Da, sigur. Și ca întotdeauna, domnule profesor, ascultându-vă, îmi dau seama că noi am avut o problemă de PR și de marketing, pentru că dacă n-am reușit, acum vrem să-l aducem pe Brâncuș acasă, dar la vremea respectivă nu i-am primit moștenirea, Coandă n-am știut să-l impunem lumii și iată au venit alții cu un marketing mai puternic, Imperiul Britanic, da, nu da, poți da, să te da, pui da, cu da, el, da, da, da. Nici forța americană, nu? Probabil că și de aici ar trebui să tragem un pic de învățătură, așa, nu să ne supraevaluăm valorile, ci doar să știm să le punem corect acolo unde le este locul. Spuneați, pentru că o să pregătesc puțin după material, spuneați că femeia este în centru vieții siciliene. Dar este un conservatorism extraordinar în Sicilia. Pe măsură ce femeia este, și ați pomenit un pic întreagă despre statuile din centru, despre... Acolo este un fel de alegorie, o poveste a omului într-un perimetru care se numește piața centrală sau, mă rog, piața regală. Are mai multe denumiri, nu? Cert este că ele toate sunt în mărime naturală. Deasupra acestei alegorii este o fântână, este un înger care parcă veghează mersul omenirii, nu? Într-un exces din ăsta de pudoare, femeile din Sicilia au atacat statuile, mai ales noaptea. Nu? Se spune că o femeie nudă
este o formă de artă, pe când un bărbat este o expresie a vulgarității și bulvară. Anumite părți din trupul armonios al bărbaților au suferit anumite modificări peste noapte, care, bineînțeles, au fost refăcute în timpul zilei. E, acest subiect suculent pentru turiști este foarte des redat acolo, în piața care se numește și piața pretoriană. Nu? Și turiștii au diverse reacții, nu? Și mi-amintesc de un ghid care vorbea unor grupuri de francezi care spuneau, păi, femeile din Franța s-ar fi bucurat să vadă așa ceva. S-ar mire și să lase la vedere. Da, sunt convins că și cele din America ar fi avut acele reacții. Nu? De fapt, deși și reacția, da, și America e mai pudic, așa, în anumite zone. Da, zona, hai să zicem, nemetropolitană, da, de zona provincială Americii este foarte pudică. Și luăm pauză și apoi o să intrăm câteva secunde în direct ca să anunțăm imaginile. Doar 2 minute și ne întoarcem, doamnelor și domnilor. Din nou, în direct, ultima parte a emisiunii, vă invităm să vedem imaginile, al doilea calup de imagini din Sicilia. O să vedem ce, comentate de profesorul Radu Alexandrescu. Pe aceste acorduri pătrundem în zona Siracuza, care spuneam că a stat mulți ani sub stăpânire grecească, cu toate că noi am început cu monumentul lui Apollo, aici avem teatrul grec, care la fel ca monumentul lui Apollo a fost zidit în piatră. Capacitatea este de 50.000 de locuri și reconstrucția este cât se poate de fidelă. Zona este foarte interesantă. Este pe insula Adagio, unde vedem o catedrală refăcută în secolul XVIII, cu primele semne clare de baroc sicilian. O privire de ansamblu a unui oraș intim, mare atracție pentru turiști din toate colțurile lumii. O zonă unde clădirile și albastru mării vorbesc de la sine. Nimfele care au marcat triunghiul care astăzi se numește Sicilia. O priveliște de o frumusețe rară cu partea veche a orașului. O zonă parcă păzită de zeii Olimpului, o zonă în care viețuitoarele și oamenii parcă ar spune că au dreptul la fericire, la fel cum clădirile spun că au dreptul la eternitate. Uitați-vă la această combinație letală între albastru mării, galbenul acestei clădiri normande, tot de secolul al XII-lea, construită de data asta de William al II-lea. O fortăreață adevărată. În orice caz, o sală cu multe muzee ale armelor, cu multe muzee de artă, un colț de rai care este luminat, idoma piramidelor din Egipt, noaptea pentru a fi scoase în evidență cele mai frumoase părți. Aici suntem la monumentul Maicii Fecioare care plânge, sau Maica Fecioară înlăcrimată. Aici, prin anul 1500, o icoană a Maicii Fecioare înlăcrimată a devenit un loc de pelerinaj, un loc de pelerinaj care stă sub cupola bisericii catolice și care este într-o armonie deplină cu aceste livezi de măslin. Acum suntem la partea Burbonilor, care de fapt ne ajută să intrăm în partea monumentală, în partea istorică a orașului. Aici din nou avem primele semne de baroc sicilian cu care localnicii se mândresc foarte mult. Suntem în fața Catedralei Sfânta Agata. Suntem într-o zonă monumentală, o zonă de-a dreptul spectaculoasă, o zonă care pare a fi o parte dintr-un muzeu parcă închis, nu? O zonă cu semne de civilizație bizantină, catolică, islamică.
parcă toate clădirile ar aspira spre perfecțiune și spre eternitate. Din nou avem un prim plan cu această impresionantă catedrală. Acum, dragi spectatori, vă pregătiți să vedeți, după spusele specialiștilor, cele mai frumoase balcoane din lume, doamna Valeria. Superbe! Balcoane care au un prim plan, niște moști marini care se spune că la rândul lor sunt atât de încântați de frumusețea peisajelor încât zâmbesc trecătorilor. Zâmbesc ciudat! Da, încă o dovadă că frumusețea sau muzica sau bunătatea poate să îmblânească și cele mai fioroase făpturi ale pământului. Suntem aproape de Palatul Ducilor, care este iarăși o colecție de opere de artă. Suntem aproape de Palatul Marchizilor, unde o să vedem că avem în prim plan expoziție de artă renascentistă. Acest palat al Marchizilor, care este aproape de mare, nu? Aici trebuie să ne luăm bilet pentru paradis, este atât de frumos încât numai la asta poți să te gândești. Dar din păcate, spuneam, este foarte aproape infernul nostru, fiindcă mergem spre muntele tuturor munților, cum spuneau arabii, mergem spre cele patru cratere, aceste cratere care înspăimântă și care atrag în același timp mii și mii de turiști în fiecare zi. Spuneam de pericolul de erupție, doamna Valeria. Atunci când erupția are loc pe partea laterală a muntelui, atunci consecințele pot fi foarte grave, fiindcă lava este greu de controlat. O să las câteva minute telespectatorii să aibă această imagine fizică a infernului despre care vorbeam eu și pe care, dacă o vezi, de la 2000 de metri înălțime sau de la 3300 cât are muntele, îți vine să-ți reconstruiești prioritățile în viața noastră scurtă pe acest pământ. Misterele planetei și al acestui impresionant vulcan. Iată și partea de industrie ospitalieră despre care vorbeam, deci aici se fac bani frumoși numai din suveniruri. Apropo de Parcul Dracula, pe care nu l-am văzut niciodată finalizat, nu? Iar aici vă invit imediat la o călătorie cu liftul, pornim de la 2000 de metri înălțime imediat. Mai te admirăm vegetația asta luxuriantă care apare după erupții. Mijlocul de transport, telefericul, care te duce chiar în inima infernului. Foarte mulți turiști de peste ocean cheltuiesc cifre cu multe zerouri pentru a veni în Europa, pentru a avea cât mai multă adrenalină. Asta înseamnă în turul castelor bântuite sau, mă rog, aceste. Și acum suntem pe pământ, propun să dăm muzica mai tare și noi să ne abținem de la comentarii. Să ascultăm până la sfârșit și să vedem o tarantela. Muzica mai tare, vă rog pe Cătălin.
întotdeauna spune ceva despre da. Spiritul locului și al da. Oamenilor, pentru că această formă îmbracă, acest da. Lucru îmbracă forme diferite la fiecare popor. Ce ne spune Tarantela despre sicilieni? Acum, chiar în clipa asta mă gândeam că poate să fie vorba de o replică a saturnalilor romane. O sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare tipică de toamnă, când bucuria recoltei își găsește expresia în acest dans, dar Tarantella are o istorie mult mai interesantă. Este vorba de secolul al IV-lea undeva în Italia de Sud, când un fel de insectă pe nume Tarantula, care era un paianjen lup, se insinua sub hainele oamenilor și declanșa un fel de molimă. Au murit zeci, sute de mii de oameni. Și, la urmă, oamenii, într-un dans al disperării, așa, într-un dans al vieții și al morții, și-au dat mâna și-au dansat în cerc. Niciodată partenerii care porneau în sensul acelor ceașornicului timp de 4 minute într-o direcție, pe urmă, iarăși, invers, cu niște mișcări foarte abrupte și chiar agresive, nu? Ca să nu permită tarantulei să se insinueze. De asemenea, stăteau față în față cu partenerii de frica să nu se transmită. Și atunci ei danseau până când această insectă pur și simplu cădea pe pământ. Aici se dansează ca în hora românească cu toată talpa piciorului. Atunci pământul era nisipos și se dansa numai pe vârful degetelor. Deci vă dați seama ce efort imens făceau. Și astăzi, în anumite zone din Italia și din Sicilia, este un dans, un fel de exorcism prin dans, nu? Un fel de eliminare a spiritelor rele prin dans. Nu? E, vorbim în Sicilia de 9 provincii diferite. Fiecare are Tarantela sa, da. Aici avem de-a face cu o combinație alb-negru, alb-roșu și se vede clar influența arabă, nu? Sunt momente când dansatorii privesc spre cer. Faptul că privesc partenerul, faptul că are loc un fel de joc ludic, un joc al dragostei între partener. Ca în orice dans. Trebuie să înțelegem că aceste improvizații sunt acumulate de-a lungul secolilor și că sunt foarte diferite de ceea ce spuneam noi la început. Nu? Cert este că bineînțeles, italienii exprimă acum un fel de bucurie a vieții, un fel de bucurie a recoltei, cum spuneam. Ritmul este păstrat la fel de imprevizibil, nu? Uneori tonalitățile sunt, cum spunea un coleg cunoscător de muzică, de 4 pătrimi, altfel de 2 pătrimi în sfârșit. Și acum se păstrează ritmul acesta imprevizibil, tocmai pentru a păstra memoria dansului inițial, să zicem, a dansului antic, care se numea Tarantula. Domnule profesor, acum nu putem să evităm un subiect. Ați fost în Sicilia. Cum se simte mafia în Sicilia? Da. Deși vorbiți de o întreagă industrie a ospitalității, pentru da. Că se trăiește din această industrie, cum se simte mafia în Sicilia? Cum o simte un turist, un călător? Da, e o întrebare la care, bineînțeles că se așteaptă toată lumea să vorbești în șoaptă, dar o să vă spun un lucru cu tremurător, dar sincer, că mafia este deja adoptată în modul lor de a fi. Nu? Sunt fel de fel de legende care spun că dacă, mă rog, de anumită taxă, mai ales în mediul rural și lași curtea deschisă, ești ferit în sfârșit. Cred că putem vorbi despre un fel de istoric al mafiei într-o societate din asta multiculturală, cu diverse percepte despre ordinea publică, despre lege, nu? Și un popor harnic, lucrător de pământ, cum vedeam, care prin secolul al XV-lea, al XVI-lea, a parcurs un fel de criză de autoritate. Nu? Și a apărut pentru prima dată, la fel cum spuneam în cazul scoțienilor, când apăreau clanuri și șeful clanului avea un fel de drept de viață și de moarte asupra cetățeanului. Doar că acolo a intervenit regalitatea și a făcut ordin. Nu? Aici au apărut niște oameni de încredere, care la început se numeau mafiozii și acest cuvânt nu avea deloc conotații negative, fiindcă lipsa autorității, ei erau cei care împărțeau dreptatea.
Sigur că pe parcurs metodele astea de represiune s-au diversificat. Prin secolul XVIII-lea vorbim deja de un ritual unde avea loc omerta. Omerta nu însemna numai păstrarea tăcerii, însemna și o fel de supunere oarbă față de ordine. Nu? Iar atunci când cineva, sau mai precis familia între ele erau război, se exterminau până la ultimul urmaș. Nu? Pe vremea aceea, din nou, după 2-3 secole de conviețuire cu mafia, deja a apărut și un proverb popular acolo, spunea cam așa că grăbește-te cu recolta, dar niciodată să nu te grăbești cu datoria, că s-ar putea să se întâmple accident. Deci, vorbeam despre mentalul colectiv. S-a întâmplat un episod foarte interesant în timpul celui de-al doilea război mondial, când trupele aliate cu operațiunea Overlord veneau despre Africa și debarcau în Sicilia. Cine au fost cei mai ospitalieri cu ei? Mafioții. Da, se spune că americanii făceau plajă și mafioții au primit, doar că se întâmplase ceva cu aproximativ 10 ani înainte. Mussolini a exterminat toate capetele mafiote din Sicilia, i-a arestat și, practic, a fost o perioadă de liniște înaintea războiului. Nu? Vin trupele prietene americane și primul lucru care este să elibereze dezidenți. Printre care și capii mafiei. Toți capii mafiei au devenit directori, primari, la vita e bella. Au început o nouă perioadă de înflorire, a venit transferul spre America, s-au întors de acolo. Format Cosa Nostra. S-au întors cu expertiza drogului, nu? Și cu asta am spus tot. Acum, istoria recentă. Amintește de niște simboluri ale profesionalismului în materie juridică. E vorba de judecători, de procurori. Cei mai cunoscuți sunt Falcone și Borsolini, cei care au fost omorâți de mafie, dar ei devin niște simboluri naționale. Cei mai importanți capi din mafie sunt deja închiși. Deja se cunoaște toată infrastructura lor, nu? Și atunci mafia a luat o formă din asta de conviețuire mai discretă cu societatea, nu? Bunoară, spunea că mergi pe stradă, dar n-au niciun cuvânt românește. Se spune acolo, ce? În Italia nu se fură de frica mafiei. Mai mult decât atât, emigranții și românii sunt mai mult în zona rurală, au tot interesul să nu vorbească limba lor, tot de frica unor represali. Dar partea amuzantă, cred că și pentru dumneavoastră, dar și pentru telespectatori, este că în magazine poți să te întâlnești nas în nas cu un mare lider mafiot. O figură din asta crâncenă, o figură care îți inspiră moarte. O figură pe care o întâlnești în magazinele de souveniruri, of course, unde poți să găsești un cap mafiot pe ceașcă. Și ca bonus, un mafiot în carne și oase. Deci vorbesc de magazinele de souveniruri, bineînțeles, nu? Unde Al Capone apare în prim plan, pe ceașcă este un fel de pistol, nu? Deci tu poți să bei o cafea. Deci au devenit un fel de mitologie urbană, să zicem, nu? Și comerțul cu obiectele care ilustrează capii mafioți și, mă rog, faptele lor îngrozitoare, nu au devenit un bun comun. Deci sunt mulți turiști care cumpără așa ceva și care... Întotdeauna există o atracție pentru... Încearcă să-și impresioneze prietenii cu acest aspect morbid al existenței noastre. Ar fi de spus, bineînțeles, acum, fără să mai glumim, că atunci când mergi în Sicilia nici nu te gândești la mafia, iar probabil că turistul este ultima lor țintă. Nimeni nu s-ar gândi la turist sau la grupuri de turiști. Din contră, își dau seama că industria lor de ospitalieră, de care vorbeam, ar suferi foarte mult. Și o parte din veniturile lor s-ar diminua. Și o parte s-ar diminua. Deci nu-ți dai seama dacă mai există sau nu mafie. Cam asta este percepția generală. Cum e perceput până la urmă? Au fost cercetători români care au plecat pe urmele lui Bălcescu la Palermo, unde și-a găsit sfârșitul. Horia Nestorescu Bălcești a scris câteva cărți, a fost de câteva ori în Italia, căutându-i mormântul. Uh-huh. Se pare că n-a murit în mizerie, cum s-a spus, că era chiar bogat. Cum l-ați perceput?
Da, am încercat să mă documentez și înainte, dar și acolo, să știți, am avut puțin timp liber, din păcate. Ce am reușit să aflu din documentare este că a fost bun prieten cu Garibaldi, că statuia romanului Bărcescu este în parcul Garibaldi, este chiar alături de Garibaldi și poate fi văzut acolo. Este acolo poet și revoluționar român. Cât privește localizarea rămășiților pământești, cred că groapa comună de la o catedrală, pe nume Catedrala Capucinilor, este un loc greu accesibil, deci ar trebui să se facă multe studii de ADN pentru a se stabili care este, mă rog, Cu adevărat, care se cadavrul întreabă. sau care ar fi rămășițele pământești ale lui Bălcescu. Știu că academicianul Berindei a făcut niște Cu tentative. profesorul Rișcuția și Riscuția, cu... știu că și în timpul în care Mircea Joana era la externe, s-a făcut o asemenea întreprindere. Nu? Și cineva a sugerat ca hotelul Tinacria, Acolo unde a și și-a acolo unde a găsit și stat, sfârșitul. care acum se află în ruine, să fie reconstruit de români. Întrebarea era cu ce fonduri, nu? Și să fie acolo o placă comemorativă în care să se dea date despre Bălcescu, să devină numele unei străzi din Palermo, înțelegi? Un proiect care încă probabil că se află în Dar delorare. merită toată atenția, Merită atenția. pentru că mai avem doar câteva minute din această emisiune, domnule profesor. Am vrut neapărat să vă întreb. Până la urmă, eu cred că experiența noastră extraordinară de călător ar putea să fie pentru mulți dintre cei care vor să-și facă o vacanță, o sursă de inspirație. Dacă ar fi să dați niște sfaturi de călătorie, poate chiar agențiile să vă caute și să-și alcătuiască itinerarii, stând de vorbă cu dumneavoastră, dacă nu, cei care vă cunosc și care sigur că dumneavoastră nu i-ați refuza recomandându-le câteva itinerarii care ar merita să îmbine partea de loaziri, de petrecerea timpului liber cu partea de cultură, de informare și de încă un pas în cunoașterea acestei vaste umanități. Dacă ar veni la mine un om, așa cum sunt eu, un om obișnuit, un om modest, s-a sfârșit un om, dacă ar veni la mine și mă întrebe, domnule profesor, ce parte a lumii mi-ați recomanda? Sigur că aș sta un pic, l-aș privi în ochi. Dacă aș vedea o anumită sclipire, aș ști exact ce să-i spun. Da? Dacă aș vedea o anumită stare de spirit, derulată în câteva secunde, dar știe exact ce să-i spun. Da? Cu alte cuvinte, este foarte greu să dai o rețetă fără să știi cui General vorbești. Da, valabilă. da, da. Fiindcă în câteva secunde poți să-ți dai seama dacă este vorba de un călător la prima aventură de cunoaștere, dacă este un călător avizat, dacă zesta lui spirituală este suficientă pentru a merge într-un loc de asemenea frumusețe cum este Sicilia, nu? Dacă dorința lui de autodepășire se poate citi, înțelegeți? Sau dacă este doar așa o dorință deșartă, de infatuare, nu? În schimb, dacă mi-ar cere sfatul o agenție de voiaj din Vâlcea, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, cred că aș ști exact ce să facă în Vâlcea pentru a alcătui un itinerar din ăsta modern, să zicem, pentru o nișă anume sau pentru publicul larg din Europa. Aș ști exact ce vor turiștii americani, ce vor cei indieni, ce vor cei chinezi, ce vor în sfârșit orientale când vin în România, ce vor nordici. Nu? Până acum nimeni nu mi-a spus nimic. În schimb, ce am încercat eu să fac a fost o întreprindere despre care am mai vorbit de ani de zile la grădina zoologică. Toate traducerile acolo, indicațiile erau greșite și am spus unor directori care au ocupat cam degeaba acolo locul, fiindcă nu aveam niciun fel de deschidere, niciun fel de perspectivă. Domnule, vă traduc gratis, lăsați-mă să corectez. Spune când a venit primarul Rădulescu, care a restructurat acolo tot. Ceva asemănător s-a întâmplat și cu mănăstirile, cu traducerile. A fost foarte prompt preasfințitul, căruia îi urăm pe această cale viață lungă și sănătate. Un adevărat pastor, un adevărat pastor al comunității, un adevărat părinte spiritual, nu, care se ocupă și de Deci, iată mănăstiri încă o formă prin și de care dați viața. înapoi Da, comunității da, ceva. da, da. Foarte scurt, ce călătorii
noi vă așteaptă în acest an ca să știm ce vor vedea telespectatorii. Mai întâi, dacă mi-ați da câteva secunde pentru o concluzie despre Foarte Sicilia. Foarte scurtă. Cineva, Ricci Pirandello chiar spunea că Sicilia este în veșnică schimbare și nu se schimbă nimic. Deci este un fel de mod de a spune că Sicilia rămâne eternă și că merită să o vizitați. Fiindcă veți fi mult mai bogat sufletește și că românii sunt un popor liber care au dreptul să se bucure de aceste minuni ale lumii. Cât privește viitoarele noastre proiecte, spuneam că primele mele priorități sunt legate de elevi. Din nou trebuie să amintesc asta, de examenele finale, de satisfacția de a fi făcut ceva într-un an, ceva util pentru viața lor, ca să le schimbe viața în bine. Nu? Și să convins că toți colegii mei de limbi străine gândesc la fel. Iar a doua mare țintă pentru mine rămâne Groenlanda, via Islanda, unde am un seminar de 2 zile la mijlocul verii și o să fiu foarte încântat să vă aduc reportaje cu oamenii de la capătul pământului. Abia așteptăm, vă mulțumim încă o dată, a trecut timpul atât de repede încât nu mai avem decât să vă spunem decât să urmăriți emisiunea și în reluare după miezul nopții sau mâine dimineață la 7:30 și sigur o vom mai relua și noi și să-i dorim domnului profesor multe călătorii inspirate ca să avem cu ce să vă încântăm și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc la rândul meu pentru toată atenția pe care mi-ați dat-o.